Mirosul este un văz straniu. Evocă peisaje sentimentale pe care le desenează brusc subconștientul. Am simțit asta de multe ori. Trec pe o stradă. Nu văd nimic, sau mai bine spus, privind la toate, văd și eu ca toată lumea. Știu că merg pe o stradă, nu știu însă dacă ea există, cu cele două laturi alcătuite din case diferite, construite de ființe umane. Trec pe o stradă. Dintr-o brutărie năvălește un miros de pâine aproape insuportabil de plăcut. Mi se înfățișează dinaintea ochilor întreaga mea copilărie, venind dintr-un anumit cartier îndepărtat, și mi-apare o altă brutărie ieșită direct din acel regat al poveștilor, unde sfârșesc toate cele pe care le-am văzut noi murind. Trec pe o stradă. E invadată brusc de mirosul fructelor de pe rafturile înclinate ale unei dughene înguste, iar scurta mea perioadă de viață petrecută la țară, nici nu mai știu când și unde, mi se înfățișează până la urmă cu pom de roadă și cu tihnă în suflet, suflet de copil indiscutabil. Trec pe o stradă. Mă răscolește pe neașteptate un miros de atelier de tâmplărie. O, dragul meu, Cezario, îmi apar și tu dinainte, iar eu sunt fericit, fiindcă am revenit, grație amintirii, la singurul adevăr, cel al literaturii.